credeți că va mai rezista această coaliție de guvernare? Am văzut tot felul de discuții. Ultima dată a intrat domnul Năsui în vizorul celor de la PNL când a stârnit acele reacții dure pe legea 5G. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Doamnă, dacă vorbim de ce a făcut Năsui, este absolut inadmisibil ca după ce un proiect de lege trece prin guvern, este adoptat în consens în tot guvernul, pe urmă tu te duci ca ministru la tine la cabinet și faci o scrisoare că nu-i bun proiectul. Asta întrece orice măsură, deci în niciun stat democratic acel ministru nu mai rămânea nici măcar o oră în scaunul, în fotoliu de ministru. Aici însă Dar totuși au ales să-l păstreze. Aici totuși au înțelegerile din coaliție, Câțu e nevoit să înghită compromisuri mult prea mari, după părerea mea, dar asta e. În ceea ce privește rezistența coaliției, părerea mea este că va rezista pentru că nu există alternativă. Liberalii n-au cu cine să facă o altă alianță care să asigure o susținere majoritară în Parlament. Cu AUR este imposibil, cu PSD-ul este imposibil acum, având în vedere campania pe care a dus-o președintele împotriva PSD-ului. Deci nu se poate face o alianță.